Cred că nu este om pe lumea asta care să nu se fi certat măcar o dată în viață cu cineva. Personal evit situațiile conflictuale pentru că îmi induc o stare de rău, dar există situații în care nu le poți evita. Câteodată am mai lăsat de la mine, câteodată am încercat să-mi impun punctul de vedere, dar la final am avut un gust amar, indiferent că am câștigat sau nu disputa. Și acum vine întrebarea, cum e cel mai bine să ne comportăm atunci când suntem provocați? Depinde de orgoliul fiecăruia, dar în cea mai mare măsură, de inteligența fiecăruia. Cea mai mare greșeală este să intri în conflict cu un deținător al adevărului absolut. După ce care un orgoliu cât China, acest tip de persoană merge până în pânzele albe ca să te convingă că greșești. Pornește de la ideea că adevărul lui este întotdeauna cel valabil. Și pe baza acestui fapt, îndrăgirea cu care susține respectiva idee trebuie să iasă întotdeauna învingătoare. Ar putea avea o atitudine agresivă și de foarte multe ori inflexibilă. Aici aveți două variante. Ori combateți cu argumente cât se poate de clare, ori îl lăsați în plata domnului pe deținătorul adevărului absolut. Cum s-ar zice, poate să fie și așa, poate să fie și așa. Depinde de certuri acum. Depinde pe ce mă cert și cât de bazată sunt pe ceea ce știu în discuția respectivă. Cam las de la mine că așa e bine să cedeze unul dintre noi. De ce e bine să lași de la tine în general cu oamenii? Pentru a le da, mai face să aibă încredere în tine, pentru a le demonstra că nu e bine să te cesc cu ei. I'm gonna teach you how to live. Barney, we met at the urinal. Oh, right, hi. Lesson one, lose the goatee. It doesn't go with your suit. I'm not wearing a suit. Lesson two, get a suit. Suits are cool. Exhibit A. În afară de cei care au întotdeauna dreptate, ne mai putem confrunta cu cei care se consideră perfecți. Acești adevărați semizei prezenți printre noi, umilii muritori, nu vor rata nicio ocazie să-i calce în picioare pe cei din jur, fără un motiv anume, doar pentru propria plăcere. Cârcotașii, cei care găsesc elemente negative tot timpul în comportamentul și în alegerile celorlalți. Sunt acele persoane care poate au o problemă cu stima de sine, au o stima de sine scăzută, care nu au foarte mult succes în viața personală. Bineînțeles, există exponenți ai perfecțiunii în formă atenuată. Aceștia nu jignesc, dar tot critică. Bineînțeles, în scopuri constructive, cel puțin așa consideră. Poate e critic, dar spre binele lor. Încerc să nu judec, fără să cunosc, dar e uman să avem tendința să judecăm. Alt tip de persoană care ne mănâncă zilele este plângăciosul. Supra-solicită pe toți ceilalți cu problema lui. O formă și o intensitate mult mai mare decât ar fi problema respectivă în realitate. Devine automat o persoană neplăcută, în grup, obositoare. În general, grupul respinge genul acesta de structuri. În orice caz, în clipa în care constatați că vă încadrați în vreun tipar prezentat anterior, e un semn că trebuie să mai lucrați puțin cu propria persoană. Nu e greu, iar psihologii ne pot ajuta. Ar trebui să experimentăm cât mai multe situații, pot să fim mai flexibili în comportament și să sesizăm cum sunt și ceilalți în jurul nostru. În felul acesta, relația cu ceilalți se poate îmbunătăți.